Dar o să răspundeți întrebărilor personal pe Facebook sau sunt niște persoane, doamna Fodor? Cu siguranță voi răspunde personal, pentru că eu cunosc problemele care nu se pun întrebări. Nu pot să pun o persoană care nu are legătură cu administrația locală să răspundă întrebărilor care mă privesc pe mine. Iar aici, în cazul de față, nu avem un serviciu de presă. Una, când îmi puneți întrebări la primărie, unde este serviciul de presă care are deja experiența necesară, are tot aparatul administrativ în spate, dar aici nu e această. Au șanse sibienii la aceste alegeri să vadă o dezbatere între principalii pretendenți pentru votul de scaunul de primar al Sibiului? Credeți că e posibil așa ceva? În condițiile date, nu mai este presă, nu mai sunt televiziuni foarte multe. Întrebarea mea pentru mine e prematură. Nu neapărat mi-aș dori să stau cu toți candidații la o dezbatere publică. De ce? Să vă dau altă dată explicația mea. S-a întâmplat ceva? Ați fost atacată cumva de vreun candidat? Nu, a fost atacată instituția pe care o reprezint, da? Și într-un mod care eu nu-l consider, îl consider absolut nepotrivit și din acest motiv, din punctul ăsta de vedere, eu nu voi sta cu acei candidați la o dezbatere publică. Pare curtea electorală.